Stați un prieten. Hai să vedem. Vedem tot ce e de văzut. Tu ești psihoterapeut. După... Aș vrea să te întreb care e diferența între psihoterapie și... Și? Și psihologie sau terapie normală. Deci, ca să devii psiholog, faci prima dată facultatea. Ca să devii psihoterapeut, după ce termin facultatea, mai urmezi o formare într-o metodă de psihoterapie acreditată de Colegiul Psihologilor. Deci, o întrebare bună? Care merită... Da, e o întrebare bună, că mulți nu știu să facă diferența și nu știu cui să adreseze, că în inflația asta de terapeuți, nu știi care și la care să te mai duci, care cum, ce știe, ce să facă și la care să te duci. Dar, pe de altă parte, și terapeuții... Cosmin, te rog. Care ar fi diferența între psihoterapie, ceea ce faci tu, și o psihologie obișnuită? O psihologie obișnuită poate duce, spre exemplu, la un serviciu de consiliere psihologică. Consilierea psihologică te ajută, în general, în orientarea în carieră, ceva de genul ăsta, ca să spun așa, lucruri mai simpluțe. Pe când psihoterapia vine cu metode de intervenție asupra traumelor emoționale și, mă rog, a disfuncționalităților adaptative de la un moment dat din viața ta. Deci, practic, dacă nu ai în spate o pregătire în zona asta de tehnici de intervenție psihoterapeutică, cu psihologia nu prea poți face mare lucru. Eventual să lucrezi într-un departament de resurse umane, să ai grijă de niște fișe, dar partea asta de psihoterapie pe mine m-a atras pentru că atinge cumva profunzimea sufletului și de acolo încep să apară ameliorări. Următoarea întrebare. Următoarea întrebare. Nu este nicio problemă dacă nu ai întrebări. Și mai precis, așa? Ca și tehnici. Da. Folosești anumite tehnici prin care reușești să determini omul să vorbească? Specializarea mea este hipnoza. Hipnoza clinică. Și din perspectiva asta există posibilitatea de a atinge partea asta de subconștient, care nu prea este văzută, palpabilă, dar care odată atinsă și mângâiată frumos poate produce ameliorări în întreg sistemul omului, deoarece omul nu este doar partea de carne, este și parte de emoții, și parte de energie, și de ce nu, spiritualitate. Super! Ce este mai orice vrei tu! Orice vrei tu, dacă simți. Important este ca fiecare moment să fie un moment autentic trăit, nu... știu eu, așa, să părem că dăm bine la cameră sau ceva de genul. Fiecare moment este parte din viața noastră. Cu cât îl trăim în acord cu interiorul nostru, cu atât avem mai puține conflicte și cu atât trăim mai bine. Nu e o diferență între unul sau altul, că unul este într-o poziție socială la momentul ăsta și celălalt este într-o altă poziție socială și cumva ar trebui să aibă așa o, să creezi un fel de ierarhie imaginară, pentru că până la urmă, chiar dacă nu mai suntem în comunism, ființele umane sunt cumva de aceeași valoare în esența lor. Și uite o întrebare interesantă, cam cât de important consideri că este faptul ca individul să se întoarcă la natură? Sau cât ajută natura în problemele, cât ar putea să completeze statul în natură problemele pe care tu le... Din punctul meu de vedere, consider că majoritatea problemelor din societatea de azi au apărut ca urmare a faptului că omul s-a îndepărtat de natură. De ce? Pentru că natura
este mediul natural al omului în care el a evoluat atâtea mii de ani și odată ieșit din acest mediu, cumva capacitățile omului se atrofiază sau dispar cu timpul, fiind foarte dificil ulterior recuperarea lor, pe care o văd recuperare într-un ritm accelerat tocmai prin întoarcerea la natură. Și da, nu întoarcere de formă, că ne întoarcem două zile pe săptămână și aruncăm deșeuri prin toate râurile și pădurile unde trecem, ci o întoarcere autentică. Chiar și pentru 10 minute stăm desculți în iarbă și oferindu-ți șansa să te deconectezi complet de la societatea haotică în care trăim, reușești să te conectezi în funcție și de experiență și de ceea ce îți dorești cu adevărat, cu esența ființei tale. Și atunci se deschide o altă cale pentru tine. Mm-hmm. Da. Frumos și adevărat. Nu este nicio problemă dacă nu mai ai întrebări. Nu e problemă, lasă că o să apară pe... Le tăiem, la tăiem! Final toate. O să apară la final toate. Păi, astea așa subiecte care vrei tu să le promovezi, să le atingi. În primul rând, oamenii trebuie să știe că în orice moment al vieții lor, oricât de dificil ar fi, există cel puțin o soluție. Și soluția aia poate să apară în mod spontan, poate să apară după o perioadă de căutări, și căutările ar fi bine să fie făcute înspre interiorul ființei, nu înspre exterior. Deoarece acolo puțin caută, dar în ultima perioadă cei care caută cu adevărat s-au mulțit. Și mă bucur că suntem aici în natură. Pentru mine e ocazie minunată să mă reconectez cu Mama Pământ. Să aici și elemente. Și elementele, da. Focul. Focul, da. Și cred că cumva psihoterapia ar trebui să se revină în natură. Cumva acest cadru care la momentul ăsta e așa un pic rigid, intri într-un cabinet și stai acolo, spui două, trei cuvinte, te mai uiți pe pereți, ar trebui modificat puțin, în sensul ca, de ce nu, o ședință de psihoterapie se poate desfășura în natură, pentru că aduce mai multe beneficii. În primul rând, contactul cu pământul, o energie absolut fascinantă și puternică, vindecătoare, pe care în între pereții de beton este mai greu de simțit, mai este să pui piciorul pe pământ gol, așa cum te-ai născut, să te poți reconecta cu întregul viu mult mai repede. Și alta este să stai întins pe o canapea într-un cabinet de psihoterapie și da, funcționează și în cabinet, dar din experiența mea și din ceea ce simt eu în acest moment, consider că psihoterapia ar trebui să facă un pas înainte și să revină în mijlocul naturii. Uh-huh. Și poate totuși natura cumva oferă și suportul, să zic, pacientului, ușor, știi cum e vorba, să nu devină dependent de tine până la urmă, ci de să își găsească și el un ambient în care să... Mai degrabă văd psihoterapia ca un fel de, hai să spunem așa, de înțelepciunea comunității. Deci, practic, viața nu o mai văd trăită de fiecare separat de o ușă, într-un bloc cu 10 etaje, fiecare cu cutiuța lui de chibrituri în care
dacă se văd de două ori pe săptămână la lift și atunci nu se salută, văd mai degrabă viața înspre o zonă de comuniune în comunitate, astfel încât toți membrii unei societăți să poată cunoaște și să-și poată împărtăși liber din experiențele de viață, astfel încât generația care vine după noi să aibă cât mai multe experiențe directe care să poată conduce spre o evoluție rapidă. Și de ce nu, cu mai puțină suferință. Ideal. Ideal, dar nu greu de realizat. Când oamenii se deschid și pun împreună resurse, suflet și multă iubire, evoluția merge într-un ritm accelerat. Păi, tu poți să mă întrebi ce simți tu că ai de întrebat. Eu pot să vorbesc și liber. Dacă... Uite, eu sunt foarte curioasă. Așa. Terapia asta prin hipnoză. Așa. Adică am experimentat și eu, însă am descoperit, sau așa mi s-a părut mie, că eu nu sunt neapărat o persoană ușor hipnotizabilă. Tu cum percepi asta? Ar putea să... Am văzut că unii terapeuți folosesc o persoană ușor hipnotizabilă, care să lucreze în locul persoanei care nu reușește să fie hipnotizată. Eu cred că toate persoanele sunt hipnotizabile. Chiar dacă unele dintre ele cred că nu sunt. Până la urmă, hipnoza nu este așa un bau-bau. Hipnoza este... o stare de relaxare mai profundă, care se obține treptat. Ori din punctul meu de vedere, cei care nu sunt hipnotizabili, nu prea reușesc să se relaxeze. Având în vedere că există această tehnică, să spunem, de înlocuire, practic lucrezi pe o altă persoană, ca și cum ar fi persoana care nu poate fi hipnotizată, pe mine nu poate să mă conducă decât cu gândul la faptul că până la urmă fiecare dintre noi comunică cu fiecare și poate fi o cale pe care eu personal nu aș recomanda-o. Adică dacă un om nu este hipnotizabil și nu, înseamnă că nu este momentul și se poate, și se poate merge pe o altă tehnică. Sunt o grămadă de tehnici în psihoterapie, nu numai hipnoza. În sine, sunt o grămadă de colegi psihoterapeuți specializați în diverse alte tehnici și important nu este tehnica în sine, ci rezonanța cu psihoterapeut. Pentru că dacă există această ponte între client și psihoterapeut, cu siguranță se pot obține progrese care, bineînțeles, vin odată cu conștientizările și cu munca care nu este deloc ușoară cu tine însuți. Și în funcție de lucrurile astea, putem să ne eliberăm de ceea ce nu ne mai folosește în interiorul nostru și să facem spațiu pentru lucrurile noi din viața noastră. Deci este foarte important să existe o chimie între pacient și terapeut. Să-i spunem chimie, cu toate că nu se folosesc substanțe, dar să-i spunem o chimie, că unii oameni recunosc mai bine termenul ăsta. Eu prefer termenul de rezonanță, de practic, dacă am putea spune așa, te simți bine pur și simplu în prezența omului. Nu trebuie să facă nu știu ce anume, doar simpla prezență indică o anumită stare care se poate resimți de cealaltă persoană. Ori dacă ești atent la stările pe care le ai în prezența anumitor persoane, poți din timp să te îndepărtezi de persoanele care nu îți fac bine. Practic, fără să mai ai altfel de contacte sau, eu știu, să pierzi un anumit timp care ulterior să-ți dai seama că puteai să faci altceva cu el. Uite, a venit și Puca la psihoterapie.
Mă bucurăm că ești între noi, Cuca. Tu te-ai ales locul cel mai important, acolo aproape de centru. Centru, da. Așa, foarte bine. Tu nu ai întrebări, Cuca? Nu vrei să ne spui ceva? Problemă? Ne simțim bine. Ai o părere anume despre, nu știu, beneficiile de a avea un animal de companie? Da. Adică un om, din punctul meu de vedere, un om care nu are un animal de companie față de un om care are un animal de companie, aș putea să zic că pierde ceva. Pentru că este, să zicem, această relație, această conexiune între om și animal, dar eu nu văd neapărat ca animalul fiind ceva inferior. De multe ori, poate, prin simțurile pe care animalele nu și le-au pierdut, ne pot avertiza, ne pot oferi afecțiune atunci când nimeni dintre, așa zis, și prieteni nu sunt pe lângă noi și cumva ne pot conduce spre calea pe care noi am uitat-o, calea de a reveni în mijlocul naturii. Pentru că dacă lași un animal de apartament într-o pădure, cu siguranță va supraviețui. Pe când dacă lași un om în mijlocul pădurii, nu știu dacă va supraviețui. Și avem multe lucruri de învățat unii de la alții oameni și animale și nu cred că ar mai trebui să chinuim animalele, să le sacrificăm inutil și așa mai departe. Da. Apropo de asta, să știi că în cultura sau în religia islamică, să zic așa, chiar e o vorbă legată de asta, în sensul că e mai mare păcatul să ai un animal pe care nu-l hrănești și nu te îngrijești de el, decât să-l lași pe stradă, că el se descurcă și supraviețuiește. Uite, mă bucur. N-am știut de această idee transmisă în cultura islamului, dar se pare că și-a observat cam același lucru. Sunt lucruri absolut simple, care odată implementate în viața noastră, ne aduc către un echilibru pe care îl căutăm așa în mod haotic. Lucrurile sunt foarte simple. Te trezești dimineața, dacă nu ai un motiv bine, nu te dai jos din pat. Dacă ai un motiv, te duci de dimineață și începi să faci ce ți-ai propus, dar această motivație de unde vine? Că ți-a spus cineva că trebuie să duci la servici, că trebuie să dai mâncare la un cățel care poate să găsească singur hrană. Care este motivația care te face să te dai jos din pat dimineața pe tine? Pe mine? Exact. O nouă zi, o nouă aventură! Uite ce frumos! Asta este. Oamenii, uneori mă uitam în ultima perioadă, că își pierd cheful de viață. Pur și simplu. Am observat și asta foarte, își pierd cheful de viață pentru că sunt o grămadă de motive, dar în principal datorită faptului că această conexiune cu natura cumva nu pot să-i spun că este întreruptă, dar cumva este lăsată pe un plan ultim chiar. Pentru că întâi trebuie să plătim facturile, trebuie să facem mâncare, trebuie să mergem la magazin, trebuie o grămadă de lucruri, dar uităm de noi în tot acest haos și ca dovadă decontăm această uitare. Și mai e o chestie din punctul meu de vedere, faptul că ne punem fericirea undeva în exterior, adică fericirea noastră ține de un anumit lucru, eveniment, ceva. Și atunci ți-ai dat fericirea în exterior, ești la mâna exteriorului, tu vei fi fericit când exteriorul se schimbă și atunci mai ai de așteptat. Foarte bine ai punctat aici, spre exemplu, aici poate să verifice inclusiv cei care și-au spus că
Dacă o să-mi iau mașină, o să fiu fericit. Dacă o să mă duc în vacanța din Dubai, o să fiu extraordinar de mulțumită. Exact, condiționarea asta. Tot timpul. Pe gând, din punctul meu de vedere, fericirea este la fiecare pas. Însă, pentru a simți cu adevărat fericirea, trebuie să ai o stare de plinătate, de mulțumire pe toate planurile ființei. Ori această stare de mulțumire nu vine din exterior, așa cum bine ai spus și tu, cum ai sesizat de altă, ci această stare de fericire vine în momentul în care ne conectăm cu momentul prezent. Ne conectăm total. Suntem aici, acum, în prezent și trăim până la urmă. Că asta e. Nu trebuie să faci, nu știu, dai de ori peste cap ca să te simți într-un anumit fel sau pur și simplu dacă înțelegi și simți să trăiești așa în stilul tău unic, atunci cu adevărat te poți numi un om fericit. Și cu atât mai mult cu cât s-a demonstrat și s-a observat, cred că de toată lumea, faptul că în momentul în care se întâmplă lucrul ăla pe care ți l-ai propus ca să fii fericit, cumva tot nu ești fericit și îți găsești un alt lucru de care să depindă fericirea ta. Da, această balansare, mișcare, nu oferă o fericire de plină pentru că nu ești în integralitatea ta. În integralitatea ta înseamnă să fii complet tu, adică, spre exemplu, dacă ai rupt un fir de iarbă, păi ai rupt firul ăsta de iarbă, nu te mai gândești la nimic altceva. Dacă ai aprins o lumânare, apoi ai aprins cu toată ființa lumânarea. Nu mai te gândești că, nu știu, mai îmi trebuie o brichetă, mai să, cine știe, trebuie să mai pun ceva la lumânare. Pur și simplu, îmi vine acum un exemplu foarte fain. Dacă ai avut vreodată posibilitatea să urmărești o pisică când vânează, pur și simplu încremenește. Mai faci o mișcare mică și când sare cu tot corpul după pradă, să spun așa. E, cam așa ar trebui să, dacă ar fi să ne luăm după învățătura animalelor, ar trebui să ne comportăm și noi în felul ăsta. Nu să fim niște animale, ci să adaptăm pentru viața noastră aceste tehnici ale lor, care până la urmă sunt tehnici pure de viață. Ele au demonstrat că prin aceste tehnici ele au supraviețuit în condiții foarte dificile. Cam asta în mare. Și în continuare îndemn lumea să iasă în natură. Așa. Să vedem ce a ieșit acolo. Stai mai că sunt? Mai am. Hai, spune, da. Problemă, se montează. Da. Uite, noi am interacționat așa și am aflat eu că tu lucrezi cu copii și mie mi se pare un lucru foarte, foarte, foarte bun în sensul că inclusiv asta ce am discutat acum cu faptul că noi ne punem fericirea în exterior, cred că totuși este o gândire care s-a perpetuat de-a lungul generațiilor și noi cumva acum ar trebui să nu o mai perpetuăm. Să nu ne mai învățăm copii, să nu ne mai învățăm copii iubirea condiționată. Bun, pentru că ai atins, să zic așa, latura asta a copiilor. Mie nu-mi place să spun că lucrez cu copii, trebuie să spun că mă joc cu copiii, pentru că copiii asta de fapt adoră ei și prin joc te poți împrieteni cu ei și ei se pot deschide. Mai sunt și oameni cărora le place să joacă, oameni care încă nu au uitat de tot că au fost cândva copii sau și-au menținut copilăria până la vârste înaintate. Este absolut minunat să poți trăi cu acest suflet de copil până la sfârșitul vieții și să-ți permiți din când în când ca acest copil interior care, mă rog, la un moment dat a devenit adolescent, după aceea s-a maturizat, să-i poți face timp din viața ta, astfel încât să zburde pur și simplu și el, la rândul lui îți va da energia copilului și inocența lui și așa mai departe. Și de ce nu, poate aduce și foarte multă vindecare în corpul tău.
nu-i bai. Foarte fain. Uite, știi ce aș vrea să te întreb? Nu știu dacă neapărat are legătură, dar... Nu contează, orice-ți vine. Mecanismul ăsta de... de a te vindeca tu de o traumă și atunci cumva se vindecă și strămoșii tăi, să zic așa. Până la strămoși, eu aș merge, să zic așa, aș pune în principal ființa ta, ființa mea. Adică până nu mă vindec eu, nu am cum să mă gândesc la strămoși, la ceilalți din jurul meu. De ce? Pentru că în momentul în care eu vreau să ajut pe cineva, mai tare rău îmi fac mie, pentru că eu nu sunt complet și dau din puținul pe care l-am eu. Atunci nu permit organismului meu să se recupereze în integralitate. Deci, soluția este să ne recuperăm în integralitate și din surplusul pe care îl avem, eventual să dăm la strămoși și așa mai departe, dar cu siguranță că în măsura în care tu te vindeci pe tine, ceilalți din jurul tău au, cum se cheamă, o grijă mai puțin. Și atunci cumva au mai mult timp pentru ei, la rândul lor. Și de ce nu, dacă vom ajunge în postura în care să avem atât de multă energie de dat, normal că ajutăm pe toată lumea. Da, nu, întreb asta în ideea că eu consider că noi acum trăim niște vremuri speciale, așa frumoase, așa, în care fix asta se întâmplă. Am venit acum, cred că suntem o generație de oameni, care cel mai probabil deja suntem adulți, care chiar asta facem noi în vremurile astea. Ne căutăm pe noi, ne vindecăm pe noi și atunci probabil că se vindecă și din urmă automat, fără să îți pui o intenție clară că tu vrei să vindeci un strămoș, pur și simplu în mod natural. Eu cred că adulții, principala, să zic așa, grijă, dacă o putem numi, dar eu nu aș numi o așa grijă, dar principala preocupare a adulților cred că ar trebui să fie copiii. Chiar dacă nu sunt copiii tăi, practic, copiii sunt copiii tuturor. Uh-huh. Și nu neapărat partea de strămoși, desigur și strămoșii au o parte importantă și merită recunoștința noastră și tot respectul nostru și așa mai departe. Însă, din punctul meu de vedere, noi trebuie să privim spre viitor, iar viitorul umanității sunt copiii și copiii din această generație și ca în toate generații ar trebui să beneficieze de maxim ce poate oferi această generație de adulți și pe cât posibil să le cumva prezervăm mediul înconjurător, adică să ne mai oprim cu experimentele astea de tăiere de păduri și altele. Da. Pentru că cumva natura nu este o bucată de pământ, totul este viu. Atunci, din perspectiva asta, interacționăm. Da. Interacționăm cu toți. Păi cat. Vrei să dăm și niște exemple, ceva de genul? Cum simți tu? Aș vrea să faci... Mi se pare super mișto asta că lucrez cu copiii și aș vrea să punctăm, așa, nu știu, să dăm niște exemple, să spui tu, știi, copiii cu care ai lucrat, diverse probleme ce aveau, cum s-au rezolvat. Din punctul meu de vedere, copiii nu prea au probleme. Păi și atunci copiii de ce ajung la tine? Păi aduc părinți. Ok. Din punctul meu de vedere, copiii preiau foarte mult din problemele părinților, culmea. Și atunci, înainte de a lucra cu un copil, prefer să lucrez cu părinții lui. Pentru că chiar dacă stăm o oră în cabinet și copilul înțelege, vine acasă într-un mediu în care părinții îi spun fix pe dos. Și atunci progresul este mai greu de
contorizat și de obținut și așa mai departe, dar se poate, se poate. Da. Ok. Dacă nu mai e, nu mai e, mai ferim altă dată și mai povestim. Păi mai zi tu dacă vrei să punctăm ceva acolo, să facem în evidență, să evidențiem ceva. Zi, uite, întreabă-mă de nu știu ce. Care este pentru tine, să zicem așa, problema sufletului tău cu care te-ai confruntat în ultima perioadă cel mai des? Dacă ar putea exista o problemă sau ceva care te apasă sau ceva care îți revine în mod frecvent în minte? Uite, exact, de strămoși. Așa? Pentru că am descoperit cartea Mă dor strămoșii. Și acolo am apucat să citesc, n-am citit-o pe toată și am găsit și eu, bineînțeles, ceva din arborele meu genealogic și atunci mi se pare fascinant. Și tocmai aici voiam eu să punctez mai devreme, în sensul că, da, ok, de-a lungul generațiilor se perpetuează, se repetă niște istorii și în momentul în care noi le depistăm că m-am născut eu, am venit în familia asta și atunci rolul meu, printre altele, se pare că e și de căutător. Bun, și atunci eu caut și descoper niște puncte similare între generații, dar ce fac cu ele? Bun, deci... dar tu ce vrei să faci cu ele? Păi aș vrea să nu le perpetuez mai departe. Bun. Din perspectiva mea, dacă vrei să întrerup un, zicem așa, un lanț karmic sau cum vrei, am putea să-l numi asta, nu rămâne decât să trăiești în felul tău. Trăiești în felul tău să îți împlinești destinul până la urmă, dacă ar exista un destin în sensul ăsta. Și atunci nu există o formulă în care să spună, uite, faci asta, trebuie să te speli de 3 ori dimineața, când este lună plină, ieși afară, aprinzi o lumânare. Nu există rețete de genul ăsta. Pentru că în măsura în care noi ne luăm toată puterea asta înapoi, practic facem ceea ce trebuie făcut. Deja într-un, dacă vrei, într-un film mult mai mare. Atunci noi trebuie să ieșim din limitările astea, strămoșii mei, nu știu, civilizația, nu știu care. Nu. Trebuie să privim totul în integralitate, în momentul prezent. Și în momentul prezent noi avem toată forța de care poate dispune ființa umană. Da, e foarte adevărat. Însă, descoperind, să zic așa, niște chestii care s-au repetat și pe care cumva și eu le-am repetat, pe mine personal m-a ajutat să mă iert că am făcut chestiile alea pentru care altă dată mă judecam. Și atunci am descoperit că eu doar am venit să le repet pentru ca mai apoi să-mi dau seama de ele și să iasă la lumină, pentru că e posibil să fi fost cumva încarcerat în sintagma asta de secret, că și strămoșii mei, ba chiar mai cu atât mai mult, că strămoșii mai aveau și termenul ăsta foarte accentuat de rușine și așa mai departe. Și atunci foarte multe chestii s-au îngropat acolo, au rămas acolo nespuse. Ce, ca și cum vina, să zicem între ghilimele, pentru că nu credem în vina, genul ăsta, ca și cum tu dai vina pe strămoși, că strămoșii ți-au creat anumite pattern-uri. Nu în sensul ăsta, ci tocmai în sensul că am venit să scot la iveală niște lucruri nespuse, le spunem, le acceptăm și nu se mai duc mai departe. Nu se mai perpetuează în generațiile viitoare. Bun, atunci din perspectiva asta, dacă ai ajuns la concluzia asta, înseamnă că ar trebui să simți o mulțumire interioară, o, să zic așa, o încredere în forțele tale, că uite, s-au chinuit atâtea generații de strămoși de-ai mei și tocmai eu am reușit să eliberez și așa mai departe. Și da, de ce nu? Funcționează lucrul ăsta. Însă, vezi tu, partea asta cu psihoterapia și cu toată psihologia asta, cumva ne duce înspre comportament. Adică dacă noi înțelegem că comportamentul nostru
chiar și minori, zicem, că aruncăm o hârtie pe jos și nu la coș, influențează inclusiv ce discutăm noi acum. Să uită câteva persoane la noi, aceste câteva persoane e posibil să spună mai departe și să schimbă un pic, ca o bătaie de aripă, de fluture. Dar această bătaie poate avea un impact uriaș. Și atunci, când conștientizăm cât de important este comportamentul nostru pentru cei din jurul nostru, cumva nu ne mai dă mâna să facem așa chiar orice. Și pe măsură ce vedem ce funcționează și experimentăm, putem să dăm din experiența noastră în mod real celorlalți, pentru că da, există multe informații, dar cât din multă asta informație este real, adevărat. Stai să vezi că îl asculți pe ăla și faci așa și îți explodează butelia, eu știu, glumesc acum, dar este important să și verificăm pe cât posibil anumite informații înainte de a face parte din sistemul nostru de decizii. No. Nu trebuie să forțezi întrebările. Dacă ele ies în mod natural, ies. Dacă nu, o să mai avem și alte ocazii să discutăm, să vorbim și de ce nu să aplicăm. Iar a ieși natură și a povesti mi se pare un mod foarte, foarte bun. Ai observat cât e de simplu, să zic așa? Uite, îți dau un exemplu, că ai vorbit de faptul ăsta, să arunci hârtia pe jos în loc să arunci la gunoi. Asta se întâmplă, în principal, cel mai probabil, datorită faptului că noi considerăm că suntem separați unul de altul și atunci eu fac doar ce ține de globul meu, mă interesează doar de area asta, segmentul ăsta în care eu trăiesc și atât, fără să mă gândesc că totuși există o conexiune între tot și toate, până la urmă. Și atunci ai observat cât e de... adică în momentul în care îți dai seama și vezi conexiunea asta și o simți, așa, ți se pare surprinzător că era ceva atât de banal și tu nu-l vedeai. Da, pentru că noi, practic, ne naștem liberi. Însă, cum te-ai născut, parcă îți fac și vaccinul la maternitate, parcă te arunc în cristelin să te botează, parcă îți pun tot felul de condiționări. Și atunci, cumva, ești debusolat. Și ți se blochează anumite canale, poate există niște spaime, poate există niște evenimente traumatizante și uite tot așa omul din libertatea absolută cu care s-a născut pierde puțin câte puțin, dar poate să o recupereze. În măsura în care este preocupat de acest aspect, poate să recupereze această libertate și bineînțeles să-și urmeze cu orice risc. Cu curaj. În pas de defilare. Da. Asta e. Dacă mai necalități legate de zona asta de psihoterapie. Am, dar nu mi-aduc aminte. Nu e nicio problemă, le clarificăm pas cu pas. Am. Știi, pe aia cum am. Știi, de la stand-up. Nu știu. A făcut un tip, dar nu mai știu cum îl cheamă, la stand-up și zicea că a avut el o gagică, era frumoasă, dar era analfabetă. Și că într-o zi a venit și avea o roche așa frumoasă pe ea. Și zice, ăsta zice, îmi place rochea ta dragă, la care ea, mă am și pe altă culoare. Foarte bine. Mă am. Și eu mă am întrebări, dar nu mai știu, Puca, mai zici și tu ceva, Puca. Da. Bine. Nu mai știu. Hai să vedem ce material îți iese de aici și de acum vedem. Devenim mai buni. Asta e prima... Așa, pas cu pas, vedem. Vedem, ne-am încadrat, eu m-am foit, m-am strâmbat, că eu...